v-am găsit. Salut, sunt Raluca Sandu. Îmi pare bine să vă văd astăzi aici și că am și norocul să deschid pentru voi sesiunea de Bookland. Am 33 de ani și sunt ca meserie organizator de evenimente și florist. Asta înseamnă că intru în contact cu o grămadă de oameni, de o grămadă de vârste și din o grămadă de categorii sociale. Și ușor, ușor învăț din ce în ce mai multe lucruri despre viață și despre ce este important când trăim, cum filtrăm și cum simțim. De multe ori, lucrând cu colegele mele în atelier, ajungem așa la idei din astea despre viață, despre cum ar fi fost bine să fim educați sau despre cum ne-am fi dorit noi să știm lucruri înainte ca să ajungem aici mai învățați, adică aici înseamnă la vârsta asta. Și atunci mi-am propus ca astăzi pentru voi să vă povestesc despre valorile care vin după școală și valorile care prind aripi în momentul în care începem să experimentăm viața aceea de adult la care aspirăm cu toții și la care ne gândim, wow, abia aștept să ajung acolo și să fiu eu independent și să fac eu de capul meu și să nu mai îmi zică nimeni ce și cum. Pentru că și eu am fost în pielea voastră și știu exact ce simțeam atunci la vârsta voastră. Vă pot spune că cel mai important lucru din viața asta reală, în care muncim, ne trezim dimineața, avem familii, ne bucurăm, ieșim în oraș cu prietenii și vrem să fim cineva, în viața asta reală, cel mai important lucru este de fapt încrederea în propria persoană. La aici se rezumă totul. Felul în care vă parcurgeți anii de școală e tot un filtru de încredere. Faptul că învățați lucruri sau învățați despre domenii, asta pune la voi în traistă încrederea de sine. Veți putea ajunge undeva și să aveți o discuție cu alții, poate din același domeniu, și să fiți voi cei care știți, care aveți soluții, care aveți răspunsuri. De fapt, asta înseamnă învățatul. Înseamnă să știți chestii și chestia asta să ajute la încrederea în voi. Încrederea în voi nu înseamnă doar materie și cunoștințe și lucruri de cultură generală. Încrederea în voi înseamnă, în primul rând, să știți, băi, cine sunt eu? Ce fac? Ce vreau? Ce pot? Ajung la concluzia din ce în ce mai deasă că tinerii din ziua de azi zic că nu pot și n-au curaj să facă lucruri. Să-mi zic că vă comparați social media asta, Facebook, uite pe ăla a făcut, adresa a avut, a fost. Nu vă face bine și lucrurile din online nu sunt neapărat reale. Așa că vă propun să vă opriți în fața oglinzii și să vă gândiți la cine sunteți voi și ce vreți cu adevărat, fără să aveți filtrele celorlalți, fără să aveți filtrele neapărat a celor din jur care vă zic nu ești suficient de bun sau mai trebuie să înveți sau încă ești prea mic. Eu chestia asta cu ești prea mic și ești prea tânăr nu cred, pentru că mă raportez la vârsta voastră, a vieții mele, și îmi dau seama că pasiunea de atunci, dorința de a face lucruri de atunci e cam unică. Adică acum stă în voi o energie și o putere și un vibe din ăsta pe care o să-l duceți și de care vă puteți folosi toată viața voastră. Păstrați energia voastră, păstrați dorința voastră de acum, e atât de pură, e atât de puternică, asta vă conduce toată viața voastră, vă zic, cu timpul chestia asta pierde și e un dezavantaj. Energia și bucuria de a face lucruri și de a vrea să fiți undeva este acum, în momentul ăsta, la un punct foarte bun și de care vă puteți bucura. M-am gândit zilele trecute, făcând așa o analogie involuntară, mi-am dat seama zilele trecute, pentru că am parcurs și eu o terapie de coaching
pentru autocunoaștere, că apropo de încrederea în sine, toată viața o să fiți în momentul în care o să trebuiască să vă cunoașteți mai bine și mai bine, așa că și eu tocmai am parcurs o astfel de etapă ca să-mi depășesc niște limite și ca să pot să înaintez în viața mea pe drumul pe care mi-l doresc. Și mi-am dat seama de o chestie și atunci am zis că gata, o împărtășesc cu voi astăzi. Și vreau să vă întreb cine a avut parte de-a lungul carierei de elev de chestia asta de la profesori. De exemplu, să vină părinții la școală și să le zică despre voi că copilul dumneavoastră are potențial, dar e leneș. Are potențial, dar e leneș. Nu vrea, pur și simplu nu vrea. El știe să facă chestii, dar nu vrea, are minte, e suficient de capabil. Și eu am pățit chestia asta, mulțumesc. Și eu am pățit chestia asta aproape tot timpul cât am fost elev până în facultate, de când a mai venit mama la școală. Că am potențial. Băi, Raluca are potențial, dar nu vrea. Nu are chef. E leneșă, nu vrea să învețe. Am descoperit acum, la 33 de ani, chestia asta m-a marcat, fără să-mi dau seama. Eu am și uitat de experiența asta până de curând, când mi-am amintit-o la o terapie în care m-am întors în copilăria mea și mi-am dat seama că chestia asta m-a marcat. În ce sens? În sensul că mintea mea a tradus următorul lucru. Are potențial, dar nu vrea. Eu n-am găsit potențialul ăsta în mine, adică eu nu-mi dădeam seama care e potențialul meu legat de matematică, de exemplu. Pur și simplu, mintea mea nu a înțeles această materie. Nu am reușit să mă aliniez cu ea și să-mi dau seama ce și cum se întâmplă acolo. Și atunci în mine s-a însămânțat o frustrare, în sensul că eu pot să fac o chestie, dar nu identific cum. Și a început să crească o sămânță de neîncredere. Și atunci am devenit neîncrezătoare în propriile mele forțe. Ce descoper acum, după ani de zile, este că problema nu era la mine. Problema nu era faptul că eu nu știam să învăț matematică sau că mie nu-mi plăcea matematica. Problema era la dascălul meu, fără niciun fel de supărare, la dascălul meu care nu era suficient de antrenat încât, unu, ori să mă ducă în lumea lui, doi, ori să zică, uite, pentru tine nu e ăsta drumul. Du-te în cealaltă zonă, în zona aceea de filologie, de materii mai fliu-fliu, cum le zic eu, că așa le zic eu la materiilor ăsta la care mă lasă să visez, le zic că sunt așa cu capul în nori. Și asta este zona mea, drept urmare, sunt un om care fac floristică, care fac artă, care aduc așa bucuria prin culori și flori oamenilor. Atunci mi-am ales calea asta. Dar descoper după ani de zile că problema nu era la mine și atunci am lăsat să se însămânțeze în mine urma asta de neîncredere care a venit după mine toată viața. Ce vreau să vă zic, de fapt, aici nu se învinovățesc pe profesor, nu asta este intenția. Ce vreau să zic este că trebuie să aveți mare încredere în voi și să vă treziți în fiecare zi cu un gând pozitiv întotdeauna legat de viețile voastre și raportat la voi. Să vă treziți dimineața și să spuneți, eu pot, eu am putere, eu am încredere, eu sunt capabil, eu sunt glorios, voi reuși. Dacă voi vă treziți dimineața și spuneți, eu sunt mai puțin bun decât celălalt, eu nu am atâta curaj, eu nu pot la fel, atunci asta o să se întâmple cu viața voastră. Tot ce implementați și tot ce vă propuneți să faceți se întâmplă. Dacă vă propuneți să faceți chestii, adică să nu faceți lucruri, să spuneți că nu pot, să spuneți că altcineva e mai bun decât voi, așa o să se întâmple. Trebuie să știți că în voi, înăuntru vostru, este tot ce aveți nevoie să știți și tot ce aveți nevoie să reușiți. Nu căutați în altă parte. Învățați, în schimb, din toate materiile cu care aveți contact, de la toți oamenii cu care aveți contact, învățați lucruri. Și ieșiți din zona aceea în care îi criticați sau spuneți nu, ăla nu e ok, nu, ăla nu e așa. Spuneți,
așezați-vă pe scaun și spuneți, ok, oare oamenii de ce reacționează așa? Ce e în spatele lui? Ce s-a întâmplat? De un om e supărat sau țipă sau, sau poate e prea calm? Ce e cu ăla? E prea calm din ce motiv? Toți oamenii, noi toți, reacționăm și suntem într-un anumit fel pentru că avem în spate niște filtre care ne-au făcut să reacționăm în anumite feluri. Și atunci, voi asta trebuie să învățați de la oamenii din jurul vostru. Să știți că toți am venit aici pe pământul ăsta să fim buni în principiu și să ne bucurăm de noi. Și ce vreau să mai zic este că nu sunteți datori nimănui. Nu sunteți datori părinților voștri, nu sunteți datori profesorilor voștri, nu sunteți datori prietenilor voștri cu nimic. Singurul om căruia îi sunteți datori în lumea asta sunteți voi. Vă sunteți datori vouă să fiți bucuroși. Și vă sunteți datori vouă să vă bucurați în fiecare zi de voi. În momentul în care voi aveți paharul plin de bucurie, veți putea dărui și la ceilalți. Adică nu veți putea niciodată să vă mulțumiți părinții, de exemplu, dacă voi nu sunteți mulțumiți. N-aveți cum să dați din ceva ce nu aveți voi. Trebuie să aveți paharul de fericire, de bucurie, de împlinire plin. Dacă îl veți avea plin, veți putea împlini și pe cei din jurul vostru, cum sunt părinții, cum sunt prietenii voștri, cum sunt profesorii voștri sau oricine din jurul vostru. Așa că gândiți-vă la asta în fiecare zi. Cum pot să fiu astăzi fericit? Și nu sunteți datori nimănui, cu nimic. Dacă cineva spune, m-am supărat pe tine pentru că ai făcut nu știu ce, îi poți să-i spui cel mult, îmi pare rău că ești supărat. Dar nu e de datoria mea bucuria ta. Nu e de datoria mea. Faptul că tu ai ales să te superi este fix problema ta. Eu am făcut ce am considerat de cuvință pentru mine. Eu asta am ales să fac. Îmi amintesc că eram în liceu și dirigintele meu era profesor de istorie. Și a fost foarte dezamăgit în momentul în care a aflat că eu dau la o facultate de artă plastică. Mi-a zis, Raluca, nu se poate, ai potențial pentru altceva, ca și cum arta plastică era ceva nasol. Adică unde te duci tu să desenezi, când tu ai creierul, nu știu cum. M-a pus pe gânduri chestia asta, îmi pare foarte bine că nu am cedat și că mi-am continuat drumul și am ajuns unde sunt astăzi. Ce vreau să spun este că el a fost dezamăgit, m-am simțit vinovată și m-am simțit rău că l-am dezamăgit. Ce constat acum e că dezamăgirea lui nu era problema mea, era fix problema lui. Faptul că el a ales să fie dezamăgit de mine din acest motiv este alegerea lui. Eu am ales și mă bucur ce am ales. Am făcut o facultate de artă plastică care după aceea m-a condus să înțeleg ce înseamnă arta, frumosul, florile, cromatica, texturile și alte lucruri care lucrez eu astăzi aici. E foarte important pentru mine, așa, și pentru sufletul meu, să întâlnesc tineri. Lucrez cu tineri poate ceva mai mari ca voi, dar nu cu mare diferență, în atelierele mele de floristică, care vin și pleacă să experimenteze domeniul. Și de multe ori le e teamă să nu greșească, să nu facă, să nu dezamăgească, le place mediul și să nu greșească. Teama asta nu face decât să împiedice să evoluați. Frica de a nu mulțumi, frica de a nu fi suficient de bun, frica de a nu fi lăudat și de a nu fi pus pe un piedestal. Nu, și plus că nu avem toți același drum. Eu fiind o persoană care timp de 13 ani are o afacere, adică singurul lucru din viața mea a fost business-ul pe care îl fac de acum 13 ani până acum, vă mărturisesc că cred că cel mai complicat lucru. Adică, apropo de faptul că nu toți trebuie să facem același lucru, nu e pont să ai afacerea ta. Vă zic, e mult mai relaxant să îți găsești o carieră și să fii angajat pe domeniul respectiv. Sunt situații în care mă aud pe stradă și sunt foarte atentă la tineri de vârsta voastră și aud și zic, măi, ăla e business adevărat, tu știi cine sunt oamenii ăștia? Aud diverse, asta mi-a rămas în cap, asta e ultima care mi-a rămas în cap și mi-am amintit-o să vă povestesc astăzi.
Și mă gândeam, ok, tânărul acela aspiră la o conducere, la a avea un business, admirând oamenii care fac asta, dar să știți că trebuie să fim fiecare dintre noi construiți să facem un lucru. Adică nu are sens să aspirăm la chestii dacă nu suntem făcuți să facem lucrul respectiv, să fim lideri, să avem o echipă, să avem presiune pe umerii noștri. Pentru că asta înseamnă să ai o afacere, asta vă pot mărturisi eu, din punctul meu de vedere. Să ai o afacere înseamnă să ai presiune pe umerii tăi, să știi că ai oameni pe care trebuie să-i plătești, să fii obligat să îți menții contractele în așa fel încât să ai în permanență rulaj și nu e deloc odihnitor. Dar eu, pentru că am învățat să mă cunosc și pentru că știu cine sunt și ce-mi doresc, am descoperit că ăsta este genul meu de lucru și că asta mă motivează pe mine și pentru și că așa pot eu să fiu cât se poate de creativă și de activă. M-am descoperit că asta este zona mea. De asta spun pentru voi și despre voi că e important să vă cunoașteți, să știți cine sunteți și ce vreți. Un singur lucru vreau să vă mai zic și nu vă mai rețin. Apropo de lucrul ăsta, cine sunt eu? Vă propun un exercițiu pe care să-l urmați oricât vreți voi. Din partea mea puteți să-l urmați toată viața de aici încolo. Să vă treziți în fiecare dimineață, să vă uitați în oglindă și să vă întrebați cine sunt eu. Iar toate lucrurile care vin de după cine sunt eu, să fie pozitive. Adică eu sunt puternic, eu pot, eu sunt glorios, eu reușesc, eu am capacitatea necesară încât să-mi duc viața acolo unde îmi doresc. Asta să faceți în fiecare zi și să nu spuneți, ok, eu poate sunt prea mic să visez la nu știu ce. Ok, eu nu pot să fac aia. Ok, eu nu înțeleg să fac lucrul celălalt. Lucrurile astea cu nu să le dați la o parte și să aveți încredere că fiecare dintre voi vă găsiți locul acolo unde trebuie să fiți buni. Și la noi în atelier, nu toată lumea face același lucru. Pentru că fiecare unul este mai calm și lucrează mai ușor și atunci el face lucrurile mai migăloase. Unul e mai rapid și atunci el rezolvă toate taskurile rapide. Unul este super organizat și știe să puncteze tot ce înseamnă, la ce ore, ce materiale avem nevoie și așa mai departe. Fiecare își are locul lumea asta. Și fiecare dintre voi nu e decât o bucurie și nu e decât iubire. Adică nu suntem veniți aici nici să ne certăm și nici să concurăm unul cu altul. Concurența, din punctul meu de vedere, nu există. Eu, dacă am în business-ul meu un om bun care se ocupă cu același lucru, nu devin concurent cu el, devin partener cu el. Doar așa am de câștigat. Dacă devin concurent cu cineva din business-ul meu, n-am de câștigat nimic decât frustrare și nemulțumire. Atâta timp cât devin partener cu el, ne putem inspira unul de la altul, ne putem bucura unul de altul și plus că ce e în noi e pus deoparte, nu poate avea nimeni. Nu pot fi doi ca noi, identici. Așa că n-are cum unul să exceleze în același domeniu doar pentru că a făcut un pas înaintea noastră sau doar pentru că a aflat un secret înaintea noastră. Nu. Eu am calea mea și asta vă încurajez să vă găsiți calea voastră și să știți că puteți să faceți absolut orice doriți voi. Vă mulțumesc foarte mult, eu nu vă mai rețin și sper să câștigați chestia asta. Mersi!